Milionar. Câți oameni se arată o benzinărie în ziua de azi aici? Suntem în tunel unde evident că nu este curent. S-a terminat și cu hotelul de 5 stele din Abu Dhabi. Am cerut un taxi către aeroport. Este han tomado el centro de Beirut. There is no electricity, there is no water. Doamne, ce bate vântul orașul ăsta toată ziua, frate. Tipsul zilei. În loc să comanzi un Uber, să te duc la aeroport, mai bine comanzi un taxi pe Abu Dhabi Taxi. E aproape jumătate de preț. Uber-ul era 120 și aici am plătit 70. Doar trebuie să țineți cont că nu ți-a banii prin aplicație, cum se mă obișnuiți, ca și Uber-ul. Tu pui cardul pe aplicație, după aia tot la șofer plătești, pui, are un soi de POS acolo. Da. Și cel de-al doilea sfat al zilei e: în Abu Dhabi tot timpul veniți din timp, că deși poți să faci check-in online, niciodată nu poți să iei boarding-ul. Cel puțin noi am zburat de 3 ori de aici, niciodată n-am putut să luăm boarding pasul. Trebuie să-l semneze cineva boarding pasul, așa că trebuie să vii din timp. Și deși este ora 6, ia uita și aici. Zburăm cu Air Arabia. Ah, exact cu ăștia. Exact aici zburăm, cu ăștia. N-am zburat niciodată cu Air Arabia. Sperăm să... Maică. Asta pentru noi cel puțin ne fierbe, pentru că noi nu avem bagaj de cală. Deci noi nu trebuie să lăsăm absolut nimic. Și asta e coada, uitați-vă și voi câta coada e. Și trebuie să stau aici doar să am check-in-ul făcut, doar să-mi dea boarding-ul, cineva să mi-l înmâneze, cu toți oamenii care își lasă bagajele, noi neavând bagaj. Mi se pare o idioțenie asta, dar... Aia e. Gata, am trecut de toate controlele și suntem pregătiți să îmbarcăm în primul nostru zbor Air Arabia către Beirut. Ne-au pus câteva întrebări acolo cu de ce mergem în Beirut și dacă e prima oară și după aia unde plecăm, dar totul e ok. Înainte să continuăm cu această aventură, nu uitați că dacă vă plac clipurile noastre, pe noi ne ajută foarte mult că voi să vă abonați, să apăsați, să dați clickul ăla care e gratuit, dați clipurile mai departe și toate cele. Vă mulțumim din suflet pentru asta. O nouă aventură, schimbare de peisaj, Middle East. Și nu doar Beirut va fi o surpriză pe acest canal. Deci stați aproape. Hai! O oră întârziere, hai să vedem... Asta după cum e îmbrăcat, schimbă valuta. O oră întârziere, hai să vedem cum e avionul de la Air Arabia. Și va fi interesant de urmărit această primă zi în liman, pentru că e o țară aproape de colaps. A trebuit să scoatem o grămadă de dolari pentru că nu există economie. Nu poți plătești cu cardul, e o inflație enormă. Deci va fi interesant de urmărit. Și s-ar putea să îmi cer scuze în avans de cum mă voi da jos din avion, pentru că cred că s-a bătut un record de copii plângând în avionul ăsta. Sunt 4 ore de aici până în Beirut. Un avion normal. Pare curățel, ținând cont că n-au avut timp aproape deloc. Wow, însă s-ar putea să fie cel mai mic avion. Cel mai mic loc pe care l-am avut vreodată, nici în Ryanair nu e așa. Bă, nene, uite un pic. Dai, nu poți nici să... Nu știu dacă mă dau un pic în față, dau cu capul ăsta. What? Frate, cât de mic e, doamne! Stai că-l punem, stai. Ia uite. Așa, deci aici va trebui să ajungem la cazare, fără net și fără bani și fără să ne folosim cardurile. Cardurile noastre nu le putem folosi atât timp cât stăm în Liban. O să vorbim mai multe despre chestia asta în următoarele videouri, dar practic dacă am plătit ceva cu cardul, am plătit acel produs de 10-11 ori mai mult decât ar costa în mod normal. Pentru că inflația e extraordinară. Adică aici în aeroport mă gândesc că dau rata oficială pe care nu ia nimeni. Avem câteva bannote mici în valută, euro și dolari de 10-20, cu care să ajungem până în centru și cartel la telefon. N-ai de unde să-ți cumperi în aeroportul din Beirut, de câte am văzut, și dacă este, o vând undeva la 50 de dolari, ceea ce nu se va întâmpla niciodată. Deci, da, ține pumnii să ajungem la cazare. Este ora, nu știu ce ora e, sincer. E ora 12, dar nu știu dacă e... Nu, cred că e 11 aici. Cred că e 11 și check-in-ul la Airbnb-ul nostru e la ora 4, frate. Deci au luat o raznă ăștia de tot. Faci check-in-ul la 4, check-out-ul la 10. O să ajungem să ne luăm hoteluri sau Airbnb-uri la 11 noaptea și să le liberăm la 6 dimineața. Să fie efectiv doar pe noapte. Deci da,
Începe odiseea de a petrece 4-5 ore prin Beirut, fără bani și fără net. Am avut emoții la aterizare pentru că în aeroportul ăsta s-a întâmplat nu odată și nu de două ori ca aeronavele să fie găurite de gloanțe care vin din Beirut de jos. Pentru că ba proteste, ba probleme sau pur și simplu sărbători. Libanezii au rămas cu foarte multe arme de la războiul civil și când sărbătorești ceva, trag în aer așa. Și au fost perforate chiar și anul ăsta două aeronave. Adică cum ar fi la bafta mea? Sunt sigur că prin talpa mea ar fi trecut glonțul ăla. Am stat așa crăcănat când am aterizat și cu capul pe spate. Și aeroportul foarte micuț, alb așa, nu știu, tristuț, ce-i drept. Micuț de înălțime, nu? Da, și uite și aici, da, tristuț așa aeroportul. Da. Transfer. Hai să vedem la emigrări. Mamă, câtă lume așteaptă aici, frate. La Luca, pe mine așteaptă cineva? Nu, a? Mamă, dar câți oameni. Nu, de data asta nu. Da, taxi. No, thank you. Mă duc să-mi caut o cafea, că în Abu Dhabi erau 7 euro. Da, dar n-am cu ce să plătesc. Da. Bancomate pe care nu le folosește nimeni. Este unul în priză. Da, alealte erau scoase din priză. M-aș uita de exchange, dar cred că mă uit degeaba. Eu știu că era 25 lei înainte pe vremuri. Acum nu știu cât o fi. Hello. How much is the center? What's the number 10? It's Mount Mihail Madame Studio. Yes. Studio. I don't have internet, so I can't. Madame Mihail Studio. Yes. I know. How much? Oh, here. Yes. 177. No, no, no. This Madame Mihail Studio. Studio. This is the price. Mount Mihail. Yes. No problem. How much? How much? 35. 30 what? 35 what? Here 35. Here. No. Dar înainte să continuăm, trebuie să vorbim despre sponsorul acestui video, o platformă fără de care acest canal nu ar fi așa cum îl cunoașteți voi astăzi. Imaginile transmit ceva. Imaginile transmit informație. Vlogurile astea încearcă să transmită o informație despre istorie sau despre viața noastră, însă muzica transmite sentimente. Muzica transmite un vibe. Și fără muzică, cumva, vlogurile sau conținutul de pe internet și-ar pierde din valoare. Și exact asta livrează sponsorul acestui video. Epidemic Sound este o platformă pe care noi o folosim de 2 ani și jumătate, o platformă unde găsiți 100.000 de melodii de calitate produse de tineri artiști care cedează drepturile. Adică tu sau eu putem folosi muzica lor fără să fim penalizați de platformele de social media sau să putem face reclame și orice altceva. Dar era o mică problemă. Având atât de multă muzică de calitate, era cumva greu să alegi melodia sau melodiile care se pupe perfect cu povestea pe care tu vrei să o transmiți, care se pupe cu imaginile pe care tu le arăți. Însă, acum au rezolvat această problemă. Noul sistem de căutare de pe Epidemic Sound este extraordinar. E cumva căutare semantică, adică pur și simplu scrii cuvinte care să descrie situația, iar ei îți vor recomanda muzică care să fie în sincron cu imaginea. Ne aflăm în Beirut, capitala unei țări care trece prin dificultăți financiare. Putem scrie acolo muzică de suspans, oraș, nu știu, sumbru, orice. Poți să scrii acolo și vor recomanda piesele care se pupă perfect cu imaginea. Nostru din descriere aveți 30 de zile gratis, 30 de zile în care aveți acces la toată muzica de pe Epidemic Sound și mai mult de atât, următoarele 2 luni, dacă decizi să devii client, vor fi la jumătate de preț. Omule, outline 35. Mă, 35 de lor, sunt 9 km, frate, sunt 9 km. Hello, how are you? I'm good, brother. Where are you going? I don't know, maybe I walk if you ask me $40 also, I go walking. No, no, where are you going? Mar, what's name? Mar Mihail, yes. Okay, $30. No, no, bro, it's too much. What do you want to pay? It's too much. I just find something, don't worry. What do you want to pay? I give... No, no. It's too much, brother. It's too much. It's too expensive. How much? How much? No, it's too much, 35. How you want to pay? No, 35. Give me 30. It's too much. How much to pay? It's 8 kilometers, brother. 8 kilo? Yeah. 12 kilo, sir. Okay, but gasoline is so expensive. How many kilometers? It's like 12, 8 or 9 kilometers. It's 9 kilometers. 9 kilometers. Yeah, 12 minutes. Yeah, 12 minutes. $30. I give for this in Europe, you pay 10 euros. It's 10 euros? It's about 12 minutes. Moment, please, sir. About parking $5. Okay, 15. But not 30 or 40. It's too much. I go walking this. I walk it 1 hour. Sir, it's okay. It's okay.
Ești nebun, 4 km. No, brother, it's moment, okay. Please. I look for another driver, brother. Give me 25, same, same. No. No, it's too much. It's really, it's too much. It's 10 minutes driving. It's 10 minutes. Sir, give me 20. Bani, îi dai 20? Am dat 5 până Abu Dhabi. Ia, dar nu vor. No, it's ok, brother, it's ok, thank you. Și așa nu-mi place de ăștia care mă agasează. Mam, no, brother, it's ok, really. I will look different, it's ok. Îi dai 15. Și don't want now. Mam. Hai de capul meu. Deci, dacă te superi aici, mergi o oră pe jos. Mergi o oră pe jos și ajungi până la cazare. Dacă nu faci 9 minute cu mașina. Ca să ceri 45 de euro e exagerat. Da, i-am zis că îi dau 15. I-am zis, bă, să-ți dau $15. Te duci și vii înapoi. În 10 minute ești înapoi, ți-ai alt client. Ești nebun la cap. Și așa ținut după mine atâta timp. Ai reușit? Ai reușit? Okay. In 10 minutes he's back. Îmi place mai mult de tine. Haide. Păi nu, că efectiv n-am mai mulți bani, am $16, toți banii în mărunți, așa. Adică... Mamă, ce dor îmi era să am dolari în mână. Scott, you have GPS? I give you, yeah, after, but not now. First my flyer, I give you, and then you need GPS, huh? Huh? Which name do you call? It's Mar Mihail Hotel. Mar Mihail Hotel? Studio. Studio. Studio? People here, just one open, look. Yes. Uitați-vă și asta de la cazare, câți bani mi-a cerut pentru cartela. 6 giga pentru o săptămână, $45. Să vedem cât e la magazin, când o să mergem la magazin. Evident că nu știe să ajungă ăștia să sune acolo. La o să marte, ai mă? Da, yani ana ana bufa ashal bi karaba wa fut al yamin. Binzal badan shmal wala yamin. Alo? Ma, s-a închis. Alo? Alo? Ha? Alo? Alo, ia, haide, tfadal. Suntem în tunel unde evident că nu este curent. E proasă în țara asta. Ai văzut cât lumină, câtă lumină este? Am lăsat $2 extra, că am vorbit de pe creditul lui. Hai să lăsăm bagajele ăștia la birou și să ieșim să dăm o scurtă plimbare până se face ora 4 și putem face check-in. Curent pe scară, evident că nu este. E și o lift, dar n-am eu curat să... A, da, aici foarte important. Știu că nu mă vedeți, dar foarte important în Liban. Nu vă suiți în lift, pentru că se oprește curentul random, nu există ore exacte. Și de ești în lift, ai rupt-o în fericire. Dar oare unde? Repet, aici nu e apartamentul nostru, aici doar ne lăsăm bagajele. Știu că nu vedeți mare lucru, dar hai să vă arăt cum arată 100 de euro. Deci cursul oficial este 16.000. Am cumpărat de aici de la băieții ăștia cu 94.000. Și totuși se poate mai mult. Uite, asta e cea mai mare bancnotă de aici, cred, de 100.000. Și ai crede, mă, ți-a dat ceva pentru un singur bilet de euro. Plusez. Așa arată 100 de euro. Într-un an, oamenii ăștia au trecut de la salarii de 1400 de euro la 140 de euro. Deși suma nu s-a schimbat, doar valoarea lor. O să vorbim mai multe despre chestia asta, dar Luca e în spatele camerei așa. De un cafea fătă-s lirele lui. Așa că hai să mergem. Ce-am zis că am văzut una. Ai văzut o cafenea? Da. Hai să mergem. Nu știu cât o fi cafeaua. Simbolul național aici, cu pacul ăsta, un soi de, nu știu cum se numește, sidru, nu știu, whatever. Hai să mergem. Ia uitați ce mașină e aici în fața biroului, un Caddy clasic. Cadillac. A, nu, e un Chevy. Chevrolet Caprice, Caprice. Foarte drăguț. Vezi, se construiesc o grămadă de blocuri noi, pentru că marea majoritate a clădirilor de aici au rămas fără geamuri din cauza exploziei din portul din Beirut de acum 2 ani, pe care libanezii o numesc bombă. Ei, deci dacă veniți aici, să nu vă speriați când eu zic că bombă acolo, a fost bombă, a fost bombă. Nu e bomba, a fost explozia din port pe care ei așa o numesc. Însă suntem într-o zonă bună a orașului pentru că se văd și mașini de genul aici, ăsta. Practic tot ce s-a dărâmat acum 2 ani
acum se construiește din nou. Înapoi, da. Da, pentru că zona aia prin pe unde am venit către oraș chiar era înfiorător, era mai unde ne-am băgatat. Dar oamenii din prima, super, super prietenoși și ăștia de la birou de aici, super deschiși, așa. Foarte diversi oamenii pe aici, am tot și observat. Vorbesc foarte bine engleză. Da, toți vorbesc engleză. Și am tot observat, inclusiv din mașină, niște trăsături, așa. Nu știu, sunt un mix ciudat, ăștia se trag din fenicieni. Cred că femeile sunt foarte frumoase, din câte am văzut. N-am spus-o eu. Acolo mergem la Flat White? Păi nu. Da? Cred că e cam... Hai să vedem dacă sunt locuri. Deci, noi am schimbat la 90.000, 94.000 și un flat white, o cafea din aia de care bea Ralu, un cappuccino, e 240.000. Deci asta e cu 2,50 € aproape, cam așa. Țineți cont că rata oficială, deci dacă ar fi să luăm după rata oficială, dacă ne-am luat după rata oficială, 240.000 cât a costat cafeaua, ar fi 71 de lei sau 14,40 €. Asta e rata pe care o primești dacă scoți bani de la bancomat sau schimb la bancă, e incredibil. Deci acum planul e simplu, să facem rost de o cartelă care să nu ne costă $50. După ce avem cartela, să căutăm un restaurant care să vândă un hummus bun, să mâncăm un hummus bun, mai belim ochii pe aici, iar apoi să ne luăm cazarea în primire. Uite și ce mașină frumoasă. Wow! Da. Primul pas, să facem rost de o carte. Și nu ai cum să vii în Liban și să nu mănânci un hummus. De o săptămână tot aștept să gust unul. În Abu Dhabi era restaurantul unde vedeau hummus și a zis că nu vrea, că trebuie să mă guste pe ăsta bun. De aici, de la el de acasă. Bineînțeles, și uite de ce lucruri drăguțe sunt pe aici. Cafenele sunt câteva, deci o să fim fericiți. Și restaurant, și am văzut multe restaurante vegane. Dar de-abia aștept să gust unul. Uite cum arată clădirea aia. Cea din față? Da. Asta nu știu dacă și astea de la... Nu, că de la asta nu cred că e de la expoziție. Alea care le lipsești geamurile doar. Da. Foarte liniștită ziua de azi. Foarte liniștită ziua de azi, dar este vineri. Da. Și deși Liban nu știu dacă e considerată țara musulmană, neapărat aici trăiesc toți împreună, lângă cea mai mare moschee de aici și o biserică. Și până să înceapă războiul civil au trăit în armonie și cred că trăiesc în armonie oamenii de rând. Dar totuși se simte că mare parte din populație e musulmană și sunt multe locuri închise. Da. Astăzi fiind bine. Mamă, uite la benzineria asta. Mamă! Mamă! Da, așa arată o benzinerie în ziua de azi aici. Nu prea mai e nevoie de oare merge? Trebuie să avem grijă pe unde merge să nu ne cadă ceva în cap. Uite ce diferențe aici, de exemplu. Ce gălbeneală frumoasă și lângă. Văd generatoare pe stradă și mașinuțe din astea de demol. Stai într-o gumă. Aia e problema. E incredibil cât de diferită e zona asta. Asta e zona creștinilor. Se numește strada Armenia? Armenia este. Da, Armenia este. Totul foarte modern, așa, chiar dacă țara e la punct, e... Țara e în colaps, dar tot așa modern, restaurante fancy, frumos, mâncări, toate felurile. Și cum era pe drum încoace, mai, cantina, bar. Dar, e zonă nouă și mai gălăgioasă, să spunem așa, pentru că e în construcție. Nu știu ce zis. Deci, da. O să... Deci, cam bătrâni, de ce nu mă lăsați pe mine să trec și ce cutați cu ei? Nu înțeleg faza cu să-l mai ghimpată sus. Să nu fure lumea nimic pentru că acum se fură orice. Adică nu că se fură orice, se vinde orice. Am înțeles. Bagnota costă mai mult decât, adică hârtia pe care ai făcut-o, făcut banul costă mai mult decât banul în sine. Așa că mai degrabă vinzi un fier, un bolțar, un ceva. De-aia totul e protejat acum. Am înțeles. Am văzut documentar. Da. Maica Domnului, mai ales voi trăind în România, o să vă luați mare mindfuck. Am venit la alt magazin, acolo. Și costă, atenție, 5 giga, $40, frate, cartelă, 5 giga, $40. Că s-a adaptat la inflație, știi? Frate, rămânem fără net, eu nu cumva refuz să dau €40 pe 5 giga de internet care pe mine oricum nu mă țin foarte mult. Maica Domnului! O să mai căutăm, mai întrebăm, dar nu cred că găsim mai ieftin. Și nici pe Nomad, ăștia cu SIM-urile nu este, Liban nu este.
Știam eu că nu e idee bună să schimb la Bișnița Arpa acolo. Am venit la exchange și am primit de 1 euro 100 de mii. Ăla mi-a dat 94 de mii. Bine, oricum e mai bine decât rata oficială, dar... Am mai schimbat încă 100 aici și am primit 10 milioane, la altă am primit 9400. Thank you, Sasha. Thank you. Milionar. Yeah. Ok. One euro. Una din asta, un euro. 10 minute. Thank you, sir. Thank you. Sunt în paradis. Din metru în metru. Paradis. Ce citisem pe internet e că traficul în Liban era... dispăruse tot traficul, că lumea nu mai avea bani și a benzină, că nu știu ce. Nu știu cum o fi în restul țării, dar ce țin în capitală este trafic călău. De 10 minute am făcut aproape jumătate de oră. O să vorbim în următorul vlog despre cum sărăcești un popor și cum probabil țara care ducea cel mai bine din regiunea asta, cea mai prosperă țară din regiunea asta, a ajuns la pragul colapsului și sunt 80% din oameni trăiesc sub limita sărăciei, sub pragul sărăciei și îți dă foarte multe de gândit. Eu când am început să citesc despre ce s-a întâmplat aici, chiar mi-a dat multe de gândit că astăzi ai bani și îți merge bine și ai strâns o viață întreagă și whatever și mâine nu mai ai nimic. Și tu n-ai făcut nimic, tu n-ai comis nicio greșeală. Doar că nu mai ai. Cam asta s-a întâmplat aici. Hai că am mers prin soare, cred că 2 km, ne-au tot îndrumat oamenii până la clădirea asta, care e clădirea celor de la Taci, companie de aici, de comunicații. Bă, și cât am mers pe un soi de autostradă și am ajuns aici și toți ne ziceau, mergeți în chila 3, mergeți în chila 3. Și pe când am ajuns asta de la recepție, s-a uitat la mine și a zis, closed. Atât. Și e închis toată ziua azi, că e vineri. Deci abia mâine ci că deschid. Faza e că nu putem să cumpărăm cartea de la... Cartea? M-am întors soarele bine. Nu putem să cumpărăm cartele de la chioșuri, că ea le vând de 5 ori mai scumpe. Ei le cumpără de aici și le vând de 5 ori mai scumpe. Asta e, rămânem fără net astăzi. Hai să căutăm mâncare. Asta e important. Da. Mamă, deci uitați-vă puțin, frate. Stai un pic. E ireal. N-am văzut niciodată un oraș mai în construcție decât ăsta. E plin de cicatrici. Da. Dar vreau să spun că tot în plimbarea asta, de 2 km pe autostradă, ne-a dus cumva în centrul orașului și aici am văzut moschea cea mare de aici, emblematică din oraș. Beirut e împărțit pe cartiere, efectiv e împărțit pe cartiere, cartiere creștini, cartiere musulmane, cartiere armeni. Cred că cartierul ăsta e cel al musulmanilor, bine, sunt două, sunt Shia și Sunni, sau cum se numesc. Și cred că firma asta sau clădirea asta aparține musulmanilor și de-aia e închis azi vineri. Asta spune creierul meu acum, nu știu dacă am dreptate sau nu. Toate misiunile noastre au eșuat astăzi. Ne-am luat bagajele, le-am recuperat, mergem către cazare să o vedem împreună. Dar un hummus n-am găsit. Toate restaurantele astea de pe aici sunt nemțești, italienești, pizza, chestii de genul. Un hummus de la mama lui n-am găsit. Deci n-am mâncat toată ziua și este ora 4 fără 20. Cartelă n-am găsit și a început și ploaia. Avem de mers 700 de metri în corp până la cazare, vă arătăm cazarea. Și cred că o să mâncăm o pizza în Liban. Mai e lumea asta ce-a fost, mă. Te rog. Am eșuat pe toate flancurile. Deci asta e țara Ralucăi, frate. Că-i chioși, că-i din aia de tutun, că-i de asta de vin de fructe. Au espresso ăsta. Vânt rău. O să meargă bine pe aici. Da. You come here and you go by telefric. Put telefric, jungle telefric. Mamă, cine am orientat? Ia uite, apartamentul e aici, Starbucks-ul e la parter. Nice, mamă, ce vânt, boss! Gata, în sfârșit, doamne, ce greu a fost, de complicat a fost. Știi, tu la ora 4 după masa.
M-a trimis aici. Am ajuns aici. De unde? Nu aveam codul. Și că asta e aici, nu la recepție. Și că sună pe ăla, zic, domnul, n-am cartelă, cum să-i sun? Păi nu pot să-ți dau, zic, păi și atunci de ce ești la recepție? În fine. Și am întrebat-o, zic, ce etaj? Ce etajul 4? Zic, ok, liftul merge tot timpul, zic, nu putem să... We cannot predict la ce oră se duce curentul pe scară, dar în casă se duce doar de la 3 la 5 dimineața. Însă pe scară, nu știu, zic, las că merg pe scară. Nu mă spun lift. Nu mă spun lift, că la bafta mea, știi aia, când ies ai ghinion, găsești cuie. Ia uite ce frumos. Am venit și erau doi oameni aici înăuntru, ci că nu mă verificam că e tot în regulă. Cam așa arată 47 de euro pe Airbnb în Beirut. Hai să pun ăsta jos aici, mă, lăsă-mi frânt, gata. E drăguț. Avem o plantă aici. O floare. Asta a fost un apartament din care au făcut două, din ce am observat. Mai era unul acolo. Gata? Atât a fost. Ia uite. Ia stai. Stai. Is that a flex? Yes, it is. Yes, it has, my boys. Yes. Yeah. Să nu se încuie. Nu. Ah, arată rău. Ce-i drept, e drăguț. Pără curățel. Baia. E curăță, dar pune toate. Și curată. Avem netul. Nu știu, trebuie să căutăm pe aici. Avem și un soi de mini bucătărie aici pe care evident că nu o să folosim. Doamne, cât îmi e de foame! Și din prima zi am avut parte de primirea libanezilor. Reputația pe care o au de a fi oameni super primitori. Am fost să mă tund, după cum se vede, la un om care tunde din 73. Uite-l! Vedeți merțanul ăla? Ăsta era un om care era acolo la frizerie și a ieșit cu noi și ne-a explicat unde trebuie să mergem, ce să vizităm. A zis, vreau să mergeți mereu cu Uber, nu vă riscați să mergeți în locuri dubioase cu șoferi pe care nu-i cunoașteți. A zis că să mergem la el la magazin, care un magazin acolo, aia e mașina lui, că ne duce el pe unde avem nevoie, să mergem la el la magazin mâine dimineață, să bem cafea cu el și că el are două scutere pentru angajat și că un scuter ne-l dă nouă. Și am stat la frizerie acolo și m-am întuns și am mai vorbit încă o oră acolo, am povestit despre situația țării, despre unde ne recomandă el să mergem, unde e periculos, unde nu. Deci oamenii super primitori. O să mergem să bem cafea cu el acolo. Pe amândoi îi cheamă Tony, doi oameni, Tony. Dar e bine, deci ne-au dat numele de telefon, imediat au zis, aveți nevoie ceva, mă sunați imediat, să știu de voi. Gata, ne-a adoptat într-o secundă. Foarte fain, foarte fain. Am ieșit de la brutărie și uitați prețul unei pâini. $2.75. Atât am dat pe o pâine. De fapt, în euro a fost €2.64, dacă vă vine să credeți. Și dovada. O pâine. Este absolut incredibil cum distruge o țară. Și 6 mega de internet, avem curent și, dragilor, nu mai avem energie. Vlogul ăsta se încheie aici. Poate cu noroc gustăm un hummus în următorul vlog. Vom face chestii interesante aici. Vom vorbi despre situația țării, care e cel puțin delicată. Dar astăzi trebuie să înțelegeți că suntem terminați. Am plecat de 12 ore și abia acum ne-am cazat. O să venim să mâncăm, dar probabil nu va fi nimic interesant, nimic din ce nu găsiți acasă. Așa că o să terminăm vlogul aici. Am văzut cum se schimbă bani, am aflat rata valutară, cursul valutar. Am văzut cum ajungem în Beirut, le-am văzut pe toate. Nu mai pot, sunt obosit. V-am pupat, la revedere, vă iubesc, nu uitați să vă abonați, să vă abonați în spatele camerei. Pa, pa! Și Instagram. Maybe a love like ours can lead out its cause.